Doamne ferește. N-am slăbit de ajuns. Rog, ăsta e barometrul meu. Ce să nu stai? Du-te-n toate. Dani! Ce să fac? Lasă! Ce e aia? Lasă camera! Și să fac ce? Închide-mă! Stai, nu poți să te închide. Stai, jeans! Stai, așa! Stai, că poate să lărgește din jeans! Capet! Da, fă! Vino! Vin! Dar vină tu la el. Unde fac asta? Nu te încape? Cine te crezi? Kim Kardashian, rochea lui Merlin Monroe? Hai, fă! Păi, m-am chinuit, mă, pentru că rochea aia mi-am cumpărat-o când aveam 43 de kilograme, adică cu vreo 3 luni înainte să te cunosc, să vă cunosc pe voi, și am purtat-o, cred că numai o dată, înțelegi? Și tot voiam să mai port, bă, și nu se mai închidea deloc, și acum am zis, bă, nu se poate, pui mie, trebuie să mă îndes un pic în ea. Dar când o să mă mai încap rochea asta vreodată? Nu te încape, fă, dacă vrei o leg cu un șiret. Hai, mă, strânge, strânge! Păi nu te mai cocoșa! Păi, cum vrei să stai? Cât mai are? Nici nu s-a mișcat. Hai, așa, așa, așa. Haide, haide, haideți, Andrei, vino și ajută-ne! Nu mai respira. Stai să mai lărgesc. Pă, nu, că crapă! Nu, stai, nu. Stai să ridic de... Hai, pă, că s-a îngrețit și carnea pe tine. Hai odată! Închideți! Închideți-l pe mine! Nu, n-ai cum. Hai, mă, merge așa, lasă, că e bine. Aici! E bine și așa. Hai, mă! Haideți, nu mă un pic, că nu-i mult. Nu ai de siguranță. Andrei, chinuie-te, ce dracu! Adu-mă un șiret, pă. Hai, hai, hai! Știa ce de siguranță. Hai! Hai că merge sigur. Evident că mai trebuie să slăbesc un 5-6 kg ca să poată să stea bine, dar suntem pe drumul cel bun, măcar am putut-o închide. Pe la un 49 eu zic o bag. Am vrut să mă chinui în ea. N-am socotit totuși programul zilei de astăzi. Bine. Ce mi-ai gândat pe mările astea așa rezistente? Păi, dar ce trebuie asta? Nu râde, Cristi! Nu râde! Dar cum mai dai jos două săptămâni după tine, să vezi ce... Mai e foarte legă? Hai, Andrei! Hai, Andrei, nu te lăsa! O să ne puște fermoarul tipul zilei. Mai avea? Ia stai jos! Hai că... Nu! Ridicați-mă! Mișcă-te! Nu, ridică-te singură! Ridică-te fă singură, dar ce... Lasă camera și ridică-mă. Nu, ridică-te singură. Trumesc, stai acolo. Auzi, dar chiar că ai mai mici. Bine tăiat, nebunule. Uite, nici bă, ăla nu mai are. Dar cum, nu, că-mi iese după... Scamă! Hai, dragă, ridică-te. Uite-ne la oglindă. La spate. Am salut. Până sunteți nebun la cap! Trage de mine! Eu nu mai trage, nu mai vezi nici pe spate! Stai! Dar tu stai pe loc! Nu te mai mișca! Era o rochie. Făcută! Poate eu ies greșită, fă, nu rochia. Poate stau eu într-o parte, ești nebun? Ce ai? Dacă te-a la capet și te-a rotit de 3 ori, crezi că te aruncă în bucătărie. Nu, no, el încerca aia, stătea fixă să puște pe mine și el credea că e atât de largă să mă poată întoarce în rochie pe mine. Nu, no, închipuieți. Dar nu te mișca, tu du-te în partea aia și eu trag în partea asta. Hai. Păi n-am de ce să prind. Fă. Poate îți pognește liposupția. Hai că n-am să nu pognești, fă. Eu nu merg cu dricul. Și de ce-i ladă, nu te bag? Stai, 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 am găsit o soluție, am bine. Să nu dai jos după tine, că mor. Cristi, Tani, nu în camera cu boscârțe, că nu-i venit dressing-ul și nu pot trăi acolo. Tani! Da, ce faci? Dacă filmezi în oglindă, îți rup picioarele. Nu mă mișc de aici. Pleacă, că mă întorc într-o secundă. One hour later. Taci, fii atent. Fii atent.
Fii atent, nu-ți vorba de joc. Ai, super, așa. Ia uite, nu se vede nimic. Super. A, ceva divin. Și perle și pene, paiete. Bă, dar asta cumva trebuie să-mi o puneți. Bă, păi și de ce ai mai... Bă, dar voi m-ați închis-o într-o parte! Păi și de ce ai mai pus aia pe tine dacă te-ai chinuit să pui rochea? Că puteam să o lăsăm desfăcută, să o legăm cu un șiret, dacă pui bluza aia. N-am șiret eu. Andrei, devin-o și desfă un pic să... Nu, exclus! Andrei! Pornește! Exclus! Bă, dar sunteți nesimțiți, vreau? Ce-ai spus, Sara? Stai, stai. Și las-o așa că pui bluza pe tine. Las-o așa că pui bluza. Ia uite-te la mine, uite-te puțin. Hai. Uite, vezi, e mai bine așa. Haideți, nu mă, că îmi stă după aia aici așa. Haideți. Pune pe bluzonul ăla. Hai, mă, că nu mai lărgi. Dă-te-n coacă, nu pot să mă ridic, mi-e lene. Aoleu, păi ai dat-o jos până la jumătate. Hai, Andrei. Dar ai făcut niște scare, fetiță, pe tine. Da, e scare în capul tău de lut. Hai! Hai că acum am mai ușor. E, da, păi pun dracu, ai mai slăbit. Haideți! Haideți! Au, m-ai prins pielea, dar bine rezist. Trebuie să mergem. Gata. Gata. Nu, că nici nu s-ar face aici acuță, dacă, e ok. Dacă cedează fermoarele sare în cineva, e glonț direct. Îl dai să... Așa umblu, mă. Ia uite, bă, băiatule! Ai, când ai văzut pietricelele aici, ai zis? Absolut. Gata. Mai... Hai, mă, că... Tot. Mai... Mă! Ce trebuie? Ce trebuie? Tu nu vezi că tu vezi când nu vin nici, nici când vin, se găsește la ton, furton! Ăsta e palfo. Păi, mormă, vezi că dau... Ia, ia, o brață! Bă, dar tot într-o parte îmi stă... Dar de ce vrei tu să-ți iei asta pe tine? Că așa vreau numai de-a dracu să văd că intru în ea! Păi stai așa, mă, chinuit atunci! Dar nu pot să mă duc într-o parte! Ia. Păi atunci ia-ți altă rochi! Eu nu te mai fac! Da, nu mă mai faci pe dracu, că super ușor a fost! Stați să vedem că aici ceva e în regulă! Ia asta într-o parte, mă! Nu sânii îți numai, trebuie ea toată desfăcută. Eu zic să ne o filmăm și la... story! A, nu! Iară filmezi spălat! Nu! Nu, mă! Nu! Hai, Andrei, fă-ne! Fă, dar de ce ai desfăcut-o toată, nu înțeleg? Hai, fă-ne story, Andrei, gen filmează pe normal, așa ca pentru story. Hai, haide! Capet. De ce ai desfăcut-o capet, toată, nu înțeleg? Capet, ridică-te, pui mei! Nu mă ridic vino aici, că n-am putere din picioare. Hai! Ia uite, vezi că mergi mai ușor, dar... Ei, mergi, hai, ce trebuie, cum? Am trebuit 8 kg, mai trebuie până... Când fădea, cu 5 minute? Nu, te minte, într-o lună jumate. Uite-te cum ești, uite-te... Hai de odată și pe închide! Pe spate, pă! Pă, o să faci din alea! Hai, închide! Nu pot! Hai! Hai că mă țin! Andrei, lasă telefonul și hai și tu! Doamne! Andrei! Nu pot! Hai că poți! Dar vezi că tot într-o parte e. Cum adic, bă? Băi, ține-te de acolo ca să vină... Tu ține-o fix, bă. Eu țin fix, dar închide... Hai, strânge tu. Hai, unul împinge, unul trage, unul dă cu șutul, așa era. 3 hours later. Ce? Ce e ceafă, dressing-ul tău? Nu pot. Fă-ți plină în mâini. Și eu sunt plin în picioare, sau cum? Haide! Nu pot. Măi, am avut o noapte îngrozitoare, dar nu fi nesimțit. Dar chiar nu pot. Ar trebui să las astea jos din mâini. Dai? Și apoi să le iau la loc. De ce în continuu suntem sanda cu bagajele, bă, băiatule? De ce îmi fi eu vinovat pe lumea asta? Pușcă, rochița! Pușcă! Pușca. La cât mergem, fă? La zero, îmi pui mei, cum adică la cât mergem, fă? Dar noi vrem să ne mai sus. Am un vecinuț, sau mă rog, nu știu că e vecinuț sau vecinoi sau vecin. Am o mașinuță lângă mine, mică, albă, cu... Nu, mor. Condusă de un domn și domnul are un volan îmbrăcat în ștrasuri. Volan. Așa, și-o parcat omul, sau eu, sau el, nu știu, că nu zic că îi devine sau nu, prea aproape de mașina mea sau prea aproape de mașina lui. Și azi dimineață când m-am dus, nu mai puteam să intru decât dacă mă îndesam grav. Ori mașina mea acum e plină de praf, costat în parcare. Și dacă mă făceam și de praf,
mai eram și de-abia stăteam să pușc în puii mei de lubeniță, în rochea aia, și tătă prăfuită. Păi cum să mă îndes azi? Și mi-e și mașina plină de praf. Nu, nu, fix astăzi trebuie să fac asta când efectiv rochea asta cârnată. Dă-te jos. De ce? Că trebuie să urc pe la tine dincolo. Urcă pe aici, mă mai dau eu jos, pierdem timp, haide. Și nu m-am putut îndesa, nici cum. Și trebuie să mă țâp pe dincolo. Ceea ce a fost grav, că n-am putut să fiu flexibilă pentru că eram cârnată. Vai, o să-mi puște tot. Haide. Stai că-ți... Apa, ochelari! Distrugem ochelari! Ia, mă, capet! Dar fă și tu un mic efort, nu sta ca sarmaua așa. Păi stai, fă că aș face, dar-s cu rochea asta care pușcă pe mine! Păi nu am mai vrut să se dea jos și m-a tot împins ca nebunul. Ce-ai, Stan și Bran, încurcă lume. Ce o zi din aia, știi tu, când te scrie... Stai! Te împinge! Stai, nu mă împinge! Cum mă ridic de aici? Capet! Ridică-mă! Mă sufoc! Ei, te sufoc! Stai! Vezi că trebuie cu piciorul în față! Uite, fa, asta e cutia! Ce cutie? De-ai visat-o! Ioi, tâmpitule! Stai! Stai că de țâpat nu cred că ești rău! Așa? Asta cred că e lavaliera mea. A, nu e a ta. Ok. Și ce facem cu picioarele? Stai! Da, întoarce-te de aici, stai așa. Că trebuie să dau scaunul în spate, stai! Nu, cum lasă! Cum să nu-l dau, fal? Păi nu merge, trebuie să pornești mașina. Stai că pornesc. Stai, fă, că plecăm cu mașina, lasă-mă, dracu, intrăm în gard, ai nebunit? Stai, mă, că e în parking mode! A pornit și Siri. Păi, mi-e frică, oprește. Stai, mă, că e în parking mode! Stai, mă, să dau scaunul, nebunule, că nu pot intra! Ia uite, bă, băiatule, ce infect, să mă facă toată boțită! Îmi doare picioarele astea, că nu ești... Dar tu crezi că le pot îndoi în puii mei în rochea asta? Dar ce-ai fă, artroză? Au! Hai să-mi bag picioarele! Sper, pușc! Pușc, am salvarea! Vomit! Uite că trebuie să mă trag de... Ui! Deci nu mai poți zici că asta suntem... Asta e lavaliera ta sau a mea ta? Aia e a ta, asta e a mea. Deci eu suntem în tabără aici cu atâtea... Ce ia uite ce ai pe tine, fă. Da, ne trebuie roluță de SC. Gen rolă de scame. Ia uite, bă, băiatule, că iar am murdărit ca dracu. Pune-ți mai ceva la televizor aici. Stai o țără, n-am rolacin, n-am. Hai, da, fă, că eu trebuie să ajung și la muncă. Și că ce treaba mi-a dat omul că tipui că eu n-am muncă sau ce, pe cine? Stau să behă, eu mă duc Izaur la muncă de dimineața. Da, mă, că ne-ai tâmpit cu Izaur. Uite, spun Taylor Swift că-ți place ție. Vezi că se uită domnul ăsta la tine, cred că vrea să te agațe. Nu te dracu de tâmpit, nu-mi place de el. De ce? Nu-mi place de el, nu te uita. Uite, nu, capet. Te vrea. Ridică-te-am. Te vrea. De ce nu vorbești cu domnul? Nu! Dar ce, tu ești încrezută? Nu. Eu sunt mai timiduță așa, tu să știi de mine. Că eu fac figuri din astea și mă dau balenă în pahar pe la emisiuni. Dar vezi că mie dacă vine un domn spre mine, eu o fac aici cu gheruțele astea, imediat groapă aici pe parchetul ăsta melaminat sau laminat, cum îi zice, și mă îndes acolo, că eu sunt foarte timiduță.